Hei, toată lumea, eu sunt Darius, iar astăzi am revenit cu tutorialul numărul 10. Da, ați auzit bine, acesta este deja al 10-lea tutorial. Bun. Deci, astăzi vă voi arăta cum să vă ascundeți de grifări pe servere publice. Știu că tot timpul vi se fură din chest-uri sau așa. Bun, deci vă voi învăța cum să faceți un chest ascuns, dar să nu mai spuneți nimănui. Bun. De fapt, spuneți-le să se uite pe canalul meu, în fine. Deci, uitați, griferul intră frumos în casă, bine, eu n-am avut alt bloc, bine, puteam să iau, dar îmi place așa. Puneți, să zicem, construiți o casă, aici aveți o casă, aici camera furnizorilor, știți că normal griferii și ăștia n-au voie să umble la furnizorile voastre și să le spargă pe servere publice. Bun, deci vede camera furnizorilor, nu nimic, ea eventual crafting table, ce mai găsește, bun. Și lasă astea așa, voi veniți, să zicem, uai, mi-o devasta casa, nu-i nimic. Uitați, spargem furnizorul care este puțin mai în afară și tap, chestul ascuns. Vreți să vă învăț cum se face? Nu spun nimănui asta, ba da, glumeam. Bun, deci cu ce trebuie să fiți echipați? Cu stick piston, un bloc, orice bloc, un redstone torch, un Minecraft încărcat cu un cufăr, echipat cu un cufăr și niște... cam atât, vedem noi. Și furnizuri sau ceva cu ce să ascundem, dar cel mai bine furnizuri. Bun. Mai întâi, să zicem, luăm o șină ca să putem plasa mai în cartul, pentru că dacă nu, nu vom putea. Săpăm aici. Eu voi face cu fly-ul pentru că nu prea pot. Spargem cu mare atenție, doar șina de sub minecart. Și aici putem astupa cu ce va fi. Pun așa, bine? Dar să nu vă încurcați. Bun. Și să zicem, avem un minecart. Aveți grijă să nu-l mișcați. Stați doar puțin să se facă zi. Bun. Acum, ce trebuie să facem? Punem cu grijă aici un bloc și aici. Și aici. Bun. Acum, punem aici iar un bloc cu ce vrem să ascundem. Bun. Iar acum luăm sticky piston și îl punem în jos, cu fața în jos. Hop, să nu mișcăm mai în cartul cu mare grijă, așa, bun. Perfect. Bun. Iar acum foarte frumos noi astupăm asta. Facem asta, bun, spargem pistonul, punem pur și simplu aici un bloc, hop, stați puțin, se va vedea puțin negru, de-aia zic să puneți ceva în față, în fața lui, în fața chestia asteia, uitați și aveți chestul și, să zicem, că pe servere publice, ca să nu vă fure, puneți așa cu un din ăsta mai în față, cu un furnace mai în față, maram camera furnace-urilor, griferii nici nu vor ști ce e aici, vor zice, a, furnace-uri, n-am ce face cu ele, vor, când vor da click dreapta, le va arăta că e privat și așa, vor trece, vă grifează toată casa, bun, dar voi resursele, ta-da! Le aveți aici. Bun, deci acesta a fost tutorialul meu. Sper că acum se aude mai bine, am vorbit mai tare. Și eu am fost Maestru 56 de pe YouTube, pe scurt Darius, și voi reveni și cu alte tutoriale. Bine, vă mulțumesc. Da, și dați like. Vă rog, abonați-vă. Și cam atât. Bine, mulțumesc, la revedere.